Hai că am început bine. Ok, so go in and tell. Yeah, somebody should go in and tell somebody. Să cheme cineva poliția, salvarea și pompieri. Salutare! V-am promis un story time, așa că astăzi facem un story time. Povestea despre acel caras pe care l-am prins în mare. Of, carasul. Doamne, ce nebunie. O poveste cu un caras. Deci, eram cu mama mea, robotă sirenă, pe o plajă pustie. Foarte pustie, ca de obicei. Și ascultam la căști piesa mea preferată de la Iubiți. Dar de ce vorbește așa? Piesa cu carasul, evident. Bombă, ești bombă cu ceas. Îți place peștele de tip caras. Și am zis, mamă, intră în apa mării și nu te teme. Dar ea nu a vrut să intre în apă, pentru că îi se strică circuitele. Ce aiurea, să fii și robot și sirenă în același timp. Așa că m-am dus singură. Și pe când înoteam, a apărut un caras. Și nu orice caras, unul mare. Și ca să nu stai acolo ca prostul, carasul mi-a vorbit. Mi-a spus, hei Andra, îți place cumva peștele de tip caras? Și am zis, oh my god, nu cred că știi și tu piesa de la Ionuț Eduardo. Și carasul mi-a zis că el a compus-o. Ce? Așa că l-am întrebat, ai vrea să fiu colega ta pentru o zi? Și el a zis da, pizda. Așa că m-a dus în studioul lui subacvatic. Dar când s-a întors cu spatele, i-am fătut o coadă în ochi de a rămas pe jos. Și apoi l-am dus acasă și l-am mâncat cu mama la cine. Și mama ta ce a spus când ați împărțit carasul? Asta este povestea despre cum am prins un caras și despre cum i-am mâncat compozitorul lui Ionuț Eduardo. Sper că nu i-am stricat cariera. Doamne, ce nebunie! Ci că de nu porți cercei câteva zile, ți se înfundă găurile. Foarte inteligent. Mă gândesc, dracu, la restul găurilor. Ce s-a întâmplat? Sincer acum, nu cred că îți face bine să gândești. Și că dacă te mănâncă palma, iei bani. Dacă te mănâncă nasul, iei bătai. Oare ce se întâmplă dacă te mănâncă în cul? S-ar putea să ai hemoroizi. Sau vorba cântecului de la Paraziții, te scarpini cu carbit, dacă știi ce e ăla. Fetele de pe OnlyFans o să-și cam pierdă jobul. De ce? Păi a luat amploare tehnologia asta AI, despre care cred că ai auzit până acum. O să poți practic să-ți faci, dacă ești un mic bărbat care se simte singur și simte nevoia să plătească $8 pe lună, da, pentru o fată care își arată chestii, o să poți să faci chestia asta cu un AI, să creezi o femeie de la zero, pe gustul tău, care e foarte realistă, vorbește exact cum vrei tu, are părul cum vrei tu, are ochii cum vrei tu, are sânii cum vrei tu, are fundul cum vrei tu, poți să o vezi în 3D ca pe o persoană umană care de fapt nu există. Ăsta o să fie viitorul în lumea asta porn. Acum, cine o să dezvolte o afacere ei sau mai multe, vom vedea. Dar fetele de pe OnlyFans o să aibă competiție serioasă. Nu mai vești proaste, fetelor. Ena, asta e vrăjală curată. Când au o viață împlinită, unele femei simt nevoia să dea sfaturi, de zici că sunt comisii de specialiști. Mă, băieți, nu mai futeți bine din prima seară toate spurcile urâte, că se îndrăgostesc ca proastele după primul futut și nu mai scăpați de ele. Voi proști, atât am avut de zis. Ființa este porno, vorba lui Sexy Brăileanca. Tu cui acorzi premiul Darwin? Dă-ne un subscribe căci avem treabă. Ăsta o să fie viitorul în lumea asta porno.